de anul acesta și de anul trecut, ca o firmă care activează în domeniul construcțiilor, care a scăzut, domeniul construcțiilor destul de mult a scăzut, vreau să vă spun că la noi, prin ajutorul lui Dumnezeu, cifra de afaceri anul acesta a crescut semnificativ față de anii trecuți. Asta ca un mod prin care Dumnezeu vă binecuvântează, pentru că binecuvântați pe alții. Aș putea spune că este cel mai bun an de când lucrăm. Și lucrăm suntem în domeniu de aproximativ 7 ani de când lucrăm și Domnul ne-a purtat din biruință în biruință. Acum, nu știu dacă ne permite timpul, aș vrea să fac chiar o mărturisire cum am ajuns aici, pentru că... Spuneți așa, poate veți încuraja oameni de afaceri. Când am început la afaceri, când am zis hai să facem și noi ceva în viață, înainte de a mă căsători, chiar mi-aduc aminte că erau niște situații destul de tulburi. Circulam cu autostopul și mă uitam în buzunar dacă o să am cu ce să plătesc la omul care mă va lua din stradă să mă ducă până unde aveam eu de mers. Și tare mă bucuram că nu lua 4-5 lei de autostop, ce aveam eu de mers în drumurile care le aveam. Și eu consider că Domnul m-a călăuzit pe mine și soția mea mai târziu să ne oprim, să ne întemeiem o firmă, să facem o firmă, care de fapt a fost făcută mai înainte de tatăl meu, apoi am preluat-o noi, ca și familie, și vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Mi-aduc aminte de un episod mai critic, așa, când începusem o afacere, hai să nu spunem ce fel de afacere, ca să nu fim acuzați de reclamă, dar... Activând în domeniul respectiv, înainte cu un an am pierdut aproximativ 10.000 de euro. Lucrând, neștiind, necunoscând că orice afacere de la început nu știi toate detaliile. A fost o pierdere, n-a ieșit. Și am ieșit pe pierdere. Aproximativ 10.000 de euro în urmă cu 7-8 ani era o sumă importantă, destul de semnificativă. Pentru niște oameni de început care nu aveam niște resurse proprii. Efectiv am pierdut banii aceia. Am stat și am discutat cu soția mea și am zis ce facem acum. Am zis, îndrăznim, că nu avem altă soluție. Am făcut un credit, un leasing și mi-am luat utilaje noi, mi-am luat o mașină nouă și niște materie primă. Și am zis, vom face ce face toată lumea, că toți lucrează, acum trebuie să lucrăm și noi. Și ori o să ieșim, ori o să vedem noi cum o să fie. Dar eu cred că Domnul ne va ajuta. Vreau să spun că la 3 luni după decizia aceasta, ne-am făcut noi bilanțul și am văzut că nu e bine. Nu mergea. Nu aveam vânzări, nu aveam contracte. Eram și noi pe piață, puteam să găsim o mulțime de conjuncturi și de motivații că nu ne merge. Dar conjunctura și căile Domnului așa conduc pe unii oameni că ajung acolo ca să audă ceea ce trebuie. Ne-am dus la o nuntă și fratele Jolțea de la Oradea, care a fost mulți ani președintele comunității penticostale de Oradea, la nuntă n-a găsit altceva mai interesant să le predice mirilor decât despre zeciuială, despre partea Domnului. Și le spunea acolo, între alte cuvinte, cu argumente biblice, cu tot, dacă voi vreți să fiți binecuvântați, le spunea mirilor, puteți să dați din banii voștri de la nuntă cât se va aduna în numele Domnului, într-un caz, într-o situație, în alta. Eu fiind crescut în familie, mai dădeam și noi așa, aici, colo, sporaltic, așa, dar Dumnezeu este un Dumnezeu exact. El este matematic și precis. Și atunci ne-am dus la masă și împreună cu soția mea, parcă mi-aduc aminte și acum, am luat un șervețel, am făcut noi un calcul acolo, cam cât ar trebui să câștigăm noi din ceea ce ar trebui să facem și ne-a ieșit nouă undeva în jur la 30%, ziceam noi, ar trebui să avem noi, să ne rămână banii noștri. Ok, am zis, din 30% ca să dăm zeciuială ar însemna suma respectivă, o sumă oarecare. Da, da. Și noi am făcut un calcul din total în casări, am zis, un 3% ar trebui să acopere parte de zeciuială. Și am zis, soția mea, oricum nu mai avem ce pierde acum. Suntem la colț, suntem în criză, noi am fost atunci, 8 ani în criză, în urmă cu 8 ani, la începuturi. Nu avem ce să pierdem. Hai să luăm o hotărâre înaintea Domnului, în seara aceasta aici, că tot ce ne dă Domnul, mult, puțin, cât o fi, noi punem partea Domnului deoparte. 10%. 3% însemnând din încasări. Și am luat hotărârea asta și am spus așa, orice om în firma noastră, atunci nu eram mai eu și cu soția mea, nu era altcineva.
Am zis așa, mult, puțin, oricine, noi sau orice angajat de-al nostru acum sau oricând va fi, orice bani se încasează prima dată partea Domnului. Prima dată zeciuiala deoparte. Că se adună o lună, se adună două luni, după aia e prea mult și nu-l mai dai. Nu-l mai dai, că mulți au pățit așa. Se uită omul la pensie și zice, o să dau la următoare, o să dau la următoare și tot nu este. Și atunci am luat hotărârea asta. N-am reușit să dăm niciun ban, dar în săptămâna următoare am avut contracte la care nu ne-am așteptat. Aproximativ 20.000, 20 ceva de mii de euro am contractat în următoarea săptămână. Și de atunci vreau să spun că tot așa ne merge. Din putere în putere. Din experiențe deosebite cu Domnul. Nu pot să spun că am fost scutiți de încercări. Am avut încercări deosebite. Dar Dumnezeu de fiecare dată ne-a dat soluția cea mai bună. Și lucrurile au ieșit și slavă Domnului. Mergem din ce în ce mai bine. Vreau să încurajez prin aceste cuvinte și pe cei care ne ascultă și care se uită la, poate sunt mulți oameni de afaceri care le-au căzut afacerile, nu mai merge. Într-un fel oarecare e binevenită și criza asta. Ne așează așa într-o postură pe unii oameni care au ajuns la un nivel oarecare și au zis se poate și fără Dumnezeu de aici. Și acum se vede că nu se poate. Fără Dumnezeu nu se poate nimic. Nu se poate nimic. Doar cu El se poate orice, dar fără El nu se poate nimic. Mă bucur, frate Daniel, că ați făcut această provocare. De mult eram și eu îndemnul acesta să spun, dar am așa o reținere, pentru că poate mulți se uită la noi și zice, fratele Petsan, directorul de la Alfa Omega, într-un fel vrea să ne manipuleze, să ne forțeze, să ne convingă să donăm. Dar îmi pare bine că ați făcut această precizare, pentru că, într-adevăr, fiecare credincios, fie ca individ, ca familie, fie ca lucrare în care el este implicat, fie firmă, afacere, trebuie să gândească la zeceală și la forme suplimentare de a da ca dărnicie și de a investi în diverse lucrări pe care Domnul le are și, de ce nu, și Alfa Omega este una dintre lucrări. Da. Sunt altele pe care Domnul vi le pune pe inimă, nu înseamnă că neapărat doar Alfa Omega este locul în care trebuie să contribuiți financiar, dar noi ne-am bucurat dacă, fiind în casa dumneavoastră, hrănindu-vă, dumneavoastră, prin ceea ce noi vă transmitem, să considerați și Alfa Omega un loc în care să puneți o sămânță a credinței. Amin. Am vrea să, colegii au pregătit câteva planșe, pentru că primul aspect legat de hidroizolație, am văzut că ați avut și o privire critică și un avertisment și pentru noi, într-adevăr trebuie să facem, să izolăm terasa care acoperă studioul cât mai repede pentru a ne feri de surprize. Da, e un risc, da. A nu se face. Iar al doilea aspect a fost și legat de încălzire, exact cum a sezizat noi în clădire, acum nu avem nicio sursă de încălzire, ne încălzim de la aparatele, de la calculatoarele care merg și în mare parte instalația ca și sistem de distribuție în Parduzeala este realizat, ne-au ajutat frați din Oradea, însă avem nevoie de încă câteva investiții, chiar și sursa de căldură, fie sobă, fie pe bază de curent electric și alte câteva investiții la încălzirea și la sistemul de canalizare ce ține de apă, de distribuție, de încălzire, care cap la cap sunt aproape iar cu vreo 3.000 de euro, aveți chiar pe ecran și din nou prin credință am pus acolo contribuții telespectatori pentru că așteptăm să ne și sunați la telefoanele care le mai aveți pe ecran din când în când să spuneți, da, Domnul mi-a pus pe inimă să contribui printr-o donație oarecare, prin cont sau să cereți un mandat postal, colegile noastre vă trimit dacă le dați adresa postală în care, prin care să contribuiți într-un fel sau într-altul. Cât timp noi am vorbit sau perindat pe ecran forme prin care puteți să contribuiți, fie prin SMS, sistemul mai nou lansat de noi săptămâna trecută, prin care puteți să aduceți o contribuție de 5 euro lucrării Alfa Omega TV, fie prin ați avut și conturile noastre de la Banca Românească, fie prin mandate postale pe care să le cereți să vi le trimitem, doar să puneți suma acolo, gata, completați cu contul, fie prin apelul în rețeaua Rom Telecom, care încă mai funcționează, dar doar apelabile din rețeaua Rom Telecom. Aceste informații sunt pe ecran în mod repetat în această seară, în minutele următoare și chiar eventual să mai punem încă o dată această provocare legată de instalația de încălzire și partea de canalizare care trebuie să o finalizăm în săptămâna următoare ca proiect. Ne rugăm specific ca încă în această seară, așa cum frate Daniel a avut pe inimă, să prin participarea dumneavoastră și prin ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă, să avem rezolvate aceste probleme. Ne rugăm Domnului, știu că Dumnezeu vă pune pe inimă acest lucru și ca un sumar acel lucru pe care vi l-am spus, am vrea să urmărim un spot în care sunt sintetizate de către colegii noștri formele, modalitățile prin care ne puteți sprijini, ajuta financiar în aceste două proiecte care vi l-am spus atenție în această seară.
Mare este secerișul. Puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega. Fii parte la lucrarea Domnului din România. Sună la numerele afișate pe ecran și susține lucrarea de media creștină din România. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu! Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu! Da, ultima modalitate pe care am pus-o la dispoziție, aceea de SMS-uri, este foarte simplă. Chiar deja am început să primim SMS-uri. Și chiar vândem, putem să le numărăm. Bine ar fi ca să și vedem exact suma care prin SMS-urile la acest număr de telefon se adună și eventual să mai punem încă o dată, da, aceasta e informație cu SMS-ul 7688 cu textul AOTV și automat din la factura dumneavoastră de telefon se adaugă în lei cei valoare de 5 euro. Aș insista în această seară în special pe proiectul de încălzire, pentru că, așa cum spuneați, ne se face frig, chiar și aici în studio, chiar dacă sunt reflectoarele aprinse, este puțin frig. Eventual să avem planșa cu provocarea financiară și ținta pe care ne propunem în această seară pentru acest proiect de încălzire. Da, este 3.000 de euro și credem, o să mai afișăm această informație chiar pe parcursul emisiunii care urmează după noi, Calea Adevărului și Viața. O să avem un modul așa ca o pauză în care o să vă rugăm din nou să ne sprijiniți și să contribuiți la acest buget pe care vrem noi să-l realizăm. Și, na, eventual și celălalt, legat de hidroizolația pentru teren, o sumă aproximativ egală. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, am avut și un mic material video pe care l-am înregistrat acolo și nu ne rugăm ca Domnul să vă pune pe inimă. Eventual să ne și rugăm, frate Daniel. Chiar ați vrut să vă rugați pe loc acolo când am fost să vizităm camerele de unde lipsea centrala termică, dar am zis, așteptați că peste o oră și jumătate să ne putem ruga în direct. Da, rugăciunea are mare putere și am dorit să ne rugăm specific. Dacă te duci undeva la medic, nu spui, doctore, am venit la tine să vezi ce am, ci spui, doctore, am venit pentru că mă doare undeva aici sau mă doare aici sau am o problemă exactă. Aș dori să mergem înaintea Mântuitorului nostru, al lui Iisus Hristos, în seara aceasta, cu problemele dumneavoastră specifice de aici. Și eu cred că încă este valabilă rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos. Încă harul de la neamuri nu s-a luat.
încă oameni credincioși